Aici aveți, domnul Florin. Deci, o femelă tot de la domnul Gary Gaust, care este de pui în crescătorie la mine. Da. Și de atunci zboară efectiv în fiecare an toate etapele. Frumoasă. Anul trecut au avut normele de viteză de mifon general, anul ăsta tot la fel. Este porumbel direct din crescătoria domnului Gary Gaust. Da. 820 are seria la inel. Da. Care a zburat de pui aici, da, inclusiv anul ăsta. Da, sunt, da, porumbei care confirmă. Da. Auziți, după încheierea sezonului de concursuri, mi-a lăsat să scoată? Sau nu? După concursuri, îi lasă steie pe ouă, nu scot pui, nu îi lasă scoată pui, stau până să plictisesc. După ce s-au plictisit, și... le-am închis boxele și, da, până în decembrie, când năpârlesc complet, da, rămân împreună. Numai după ce au năpârlit complet porumbeii, atunci îi separați. Separ. Niciodată nu îi separ în... după ce s-a terminat sezonul să îi separ. Nu. Da. Am observat multe, de multe ori se opresc din Năpârlit. Din năpârlit. Da. Un pic dacă îl schimb din habitatul lui, deja are... Da. Se schimbă, da, treaba. Da. Vă place? Da. Wow. Ce ochi. Da. Ochi fantastici. Așa e. Asta este o combinație de Günther Plangen. Domnul Gheri a mers mult pe Günther Plangen, da, nu? Da. Fadra Bele și Günther Plangen și Jos Verkamen. Jos Verkamen. Da. L-am cumpărat personal porumbei din Belgia. Au, da, fost porumbei, da, care au confirmat și la el și confirmat în toate crescătoriile. Păi în urmă cu câțiva am făceat furori pe colmodramul în România. Eu sper să mai fac. Da, mai jucați cum jucați odinioară? Adică așa nu multe colmodrame? Nu mai așa multe. Mai puțin, nu? 3-4 pe an. Da. Și vă alegeți colmodrame cu rute diferite, nu bănuiesc, da? Normal. Brașovul rămâne. Da. Supremul care l-am avut. Da. Ghișul l-am avut. Da. Nu merge la toate la fel, dar... Da. Sperăm. Da. Să fie mai bine. Ce l-a spus acolo, nisip? Tot timpul au nisip pe lângă hrana minerală. Da, văd. Tot timpul. Mănâncă cu poftă, le place, da. Nisip uscat. Da. Tot timpul nisipul nu lipsește. Nisipul, sarea. Și sarea le puneți, nu? Da, uitați acolo. Da, aveți dreptate, în sare, ia uitați. Sarea e grânjoasă, nu? Da. Da. Au la discreție și... nu le lipsește niciodată. Roșii ăștia și argintii, da, tot din porumbei domnului Gaust, care din celebru Eurostar 802 al lui Günther Plangen. Aha. Vă, că aveți și un roșu aici și un argintiu alături. Da, mai am în stânga, acolo sus, o femelă. Mai o femelă, da. Argintie. Ăștia cu alb, acolo sunt niște porumbei... Ăștia mai bolțați? Da, Jan Arden. Da. Avem niște prieteni foarte buni în Olanda. Da, și de la ei aveți, nu? Buni crescători și zburători. Asta e femeia aia, da. Frumos, îmi place. Acum, dacă mai sunt tentative de ouat, și asta îi lăsați pe ouă false, nu? Nu. Sau nu mai vor să ouă? Nu mai au șanse. Deci... pentru că sunt închise cuiburile. Văd, da. Ei nu mai stau în față. Sau pe aici, pe jos, nu ouă? Nu. Nu? Nu. Și-or termina ciclu, nu mai au acum. Stau și dorm pe odihnitoare. Da. Mâncare un pic mai grasă. Da. Dar și aruncă pene. Da. Da, le trebuie un penaj bun pentru sezonul, da, următor. Aveți dreptate, așa e. Baia de 2-3 ori pe săptămână. Da, așa des? Da.
Mergem și alături? Da, da.